Zărvă mare în oraș, cu mic cu mare, locuitorii Mergiliei se înghesuie pe la tarabele comercianților de mărțișoare. Unii vin doar să se uite, iar alții au de îndeplinit obligații. Pentru iubite, pentru mare mama soacră și pentru mama mea. Prietena mea. Pentru o fată. Una dintre legende spune că șnurul de mărțișor alcătuit din două fire de lână răsucite colorate în alb și roșu sau în alb și negru reprezintă unitatea contrariilor vară-iarnă, căldură-frig, fertilitate, sterilitate, lumină, întuneric. O alta vorbește despre faptul că mărțișorul ar fi fost tors de Babadochia în timp ce urca cu oile la munte. Biserica Ortodoxă aprobă sărbătoarea. Este o tradiție populară, sigur că nu este o tradiție bisericească, dar este apropiată de sufletul poporului român și este un simbol frumos al unui nou început, pentru că această sărbătoare încununează bucuria celor mai frumoase trăiri, celor mai frumoase sentimente, celor mai frumoase simțiri pe care un om le poate avea. Am spus că este un nou început pentru că odată cu încheierea iernii, și natura și tot ce ne înconjoară revine la viață. Până nu demult, mărțișoarele erau asociate cu norocul, iar cele mai căutate erau cele cu un coșar, simbol al bunăstării. Conform tradiției, mărțișorul trebuie să fie purtat întreaga lună martie, după care va fi prins de ramurile unui pom fructifer. Se zice că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul, aceasta se va îndeplini numai decât.